Bună, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vom face împreună un ostropel de pui. Voi face un ostropel de pui învățat de la mama mea. Este foarte simplu. Eu în rețeta de ostropel nu pun sos de roșii sau roșii, pentru că, după cum v-am spus, este o rețetă învățată de la mama și ea așa îl făcea. Pentru a pregăti ostropelul de pui, avem nevoie, bineînțeles, de carne de pui. Eu am aici cam un pui de țară, îmi lipsește doar spatele, pentru că l-am pus la ciorbă, apă, ulei pentru gătit, piper, sare și o căpățână de usturoi. Am pus o tigaie pe foc, l-am încins și adaug puțin ulei. Nu adaug foarte mult pentru că am un pui foarte gras și o să adaug puțină grăsime de pui. Asta pentru a da gust. Și adaug puiul și îl prăjesc ușor, nu foarte tare, doar câteva minute. Las să prindă un pic de culoare. Întorc carnea să se prăjească și pe partea cealaltă. Iar acum voi adăuga și puțină sare. Doar foarte puțină, pentru că voi da gust la final. O mai las 2 minute. Am lăsat puiul să se prăjească puțin și pe cealaltă parte. Vedeți că umbra de pui a început deja să se topească. Și adaug apă, dacă voi vreți puteți adăuga vin alb. Am aici cam 200 de ml de apă. Acopăr tigaia cu un capac și las să fiarbă înăbușit până când se va înmuia carnea. Cât timp se va prăji carnea, se va înăbuși, voi pisa usturoiul. Îl puteți tăia și la cuțit mărunt. Puțină sare peste usturoi. Și îl frec puțin cu o lingură. Peste usturoi adaug cam 50 de ml de apă și amestec totul. Carnea s-a înnăbușit bine, vedeți că este moale, furculița intră ușor în ea. Acum peste carne voi pune usturoiul, amestec. Macin și puțin piper, gust puțin de sare, mai este nevoie de puțină sare. Mai las să fiarbă cam pentru 5 minute. Ostropelul nostru este gata, acum voi opri focul și îl vom servi. Aceasta este rețeta mea de ostropel de pui. Eu sper să o încercați și voi și, bineînțeles, să vă placă. Vă mulțumesc mult că ați fost și astăzi alături de mine și ne vedem data viitoare cu o nouă rețetă. Pa, pa!